Bună seara! Bine ați venit la o nouă emisiune organizată de Uniunea Creștină după Evanghelie din România împreună cu Radio Armonia și vă spunem un bun venit la această emisiune din partea mea, Otniel Murza, presbiter în Biserica Creștină după Evanghelie din Râșnov și sunt împreună cu fratele Czesław Basara, care este din Polonia. S-a născut în 1948 lângă Auschwitz, într-o familie creștină. S-a întors la Domnul în 1965, după care a ajuns să studieze teologia, a ajuns să studieze la Institutul de Leadership din Langenbrook, Elveția și la Colegiul Wheaton din Statele Unite. Și din anii 1974 până în 2006 a fost lector la mai multe școli biblice. Tot în 1974 a început o evangelizare în Tihi și a fondat și o biserică și ca pe vremea comunismului și la noi și la ei, a fost investigat de autoritățile comuniste pentru că ținea legătura cu societatea misionară din Occident. Este președinte al Comitetului pentru Misiunea Creștinilor după Evanghelie din Polonia, este director al Școlii Biblice Emaus din Polonia și vicepreședinte al Comunității Adunărilor Frățești din Polonia și autor a numeroase publicații. Peste toate acestea, fratele Czesław vorbește și mai multe limbi străine, cum ar fi engleză, rusă, germană, un pic de română și se pare că ceva mai multă poloneză. Frate Czesław, bine ați venit la această continuare a emisiunii Interacțiuni și înainte să începem, aș vrea să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste tot ceea ce vom discuta în seara aceasta și peste ascultătorii noștri. Doamne, Tatăl nostru Ceresc, te lăudăm și îți mulțumim pentru seara aceasta în care putem din nou să învățăm de la tine, putem să învățăm de la oameni care au experimentat în viața lor aceste lucruri și te rugăm să binecuvintezi pe fratele Czesław și toate lucrurile pe care el ni le va spune să le putem primi în inimile noastre. Te rugăm, pregătește inima noastră a fiecăruia, a celor în vârstă, a celor tineri și te rugăm, Doamne, ajută-ne ca în continuare, în viață, să putem interacționa mai bine, să putem fi într-o unitate mai frumoasă, mai armonioasă, așa cum Tu dorești din partea tuturor credincioșilor. Te lăudăm și îți mulțumim pentru că Tu lucrezi pentru noi, pentru țara aceasta, pentru România și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. În timpul emisiunii, dacă cumva vă vin în minte anumite întrebări, vă rugăm să le postați pe slido.com. Codul de intrare este 20424. Repet, codul este 20424. Și după pauza muzicală care va avea loc la finalul mesajului fratelui Czesław, vom da curs întrebărilor pe care dumneavoastră le veți scrie pe slido.com și vom încerca să răspundem la ele, să lămurim lucrurile care poate par încurcate. Deci, repet, puteți să puneți întrebările pe slido.com, cod 20424. Frate Czesław, bine ați venit. Haideți să începem. Frate Czesław, welcome. Let's start. Mulțumesc! Mulțumesc, dear Romanian friends! My gratitude first to our God. Dați-mi voie să mă exprim mai întâi mulțumirea față de Dumnezeul nostru. I want to do it by reading from the scripture. 2 Corinthians chapter 13 and verse 14. Și vreau să fac aceasta citind din Sfânta Scriptură din 2 Corinteni capitolul 13 versetul 14. This Bible verse will lead us in our today's consideration. Și acest verset biblic ne va conduce, ca să spun așa, în discuția zilei. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Let me express my gratitude to Radio Armonia. Dați-mi voie să-mi exprim mulțumirile și față de Radio Armonia. You listeners, you are blessed
by having such a radio who that is responsible for sharing the good news with the people. Voi, ascultătorilor iubiți, sunteți binecuvântați ca să aveți un astfel de post de radio care vă împărtășește Evanghelia. Let me also express my gratitude to the leaders of the Brethren Assemblies in Romania. Și dați-mi voie să-mi exprim mulțumirile și față de Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. I have many friends among them. I will not start using their names, but I love them and I thank them. Am mulți prieteni printre ei, n-am să încep să vă enumăr numele lor, dar pot să vă spun că îi iubesc și le mulțumesc. Also, I am grateful for the ministry of Child Evangelism Fellowship in Romania. De asemenea, sunt foarte mulțumitor și față de lucrarea misiunii Asociația Misionară pentru Educarea Copiilor din România. I also have many friends among them. Și printre ei am mulți prieteni. It means I feel at home with the Romanians. I love Romania. Și asta înseamnă că printre români mă simt ca acasă. Iubesc România. And I love old people and young people. Și îi iubesc pe cei în vârstă și pe cei tineri. But especially children, Romanian children. Dar mai ales pe copiii români. Perhaps you know, or maybe you don't know, but I came to Romania for the first time just 2 weeks after Revolution. Poate că știți sau nu știți, dar eu am venit prima dată în România la 2 săptămâni după ce a avut loc Revoluția. It was January 1990. În ianuarie 1990. And Romanians accepted me like this. Românii m-au primit așa, cu brațele deschise. With the full hands of love. Cu brațele pline de iubire. And I remember this wonderful time in Sibiu and other places of Romania. Romania. Și mi-aduc aminte ce vremuri frumoase am trăit la Sibiu și în alte locuri din România. I have to say I never had any problems with Romanians. Și pot să spun că n-am avut niciodată probleme cu românii. In fact, I have learned a lot from my Romanian brothers. De fapt, de la frații mei români am învățat foarte multe. Today when I am going to speak about interaction. Astăzi când voi vorbi despre interacțiune, I concentrate on something which I have learned in Romania too. Mă voi focaliza și pe ceva ce am învățat în România. We speak about interaction from biblical perspective. Vorbim despre interacțiune, bineînțeles, din punct de vedere biblic. This evening we are interested in the relationships between the young and the old people. Și în seara aceasta interesul nostru este asupra relațiilor dintre cei tineri cu cei în vârstă. Today we do not speak about conflicts. În seara aceasta nu vorbim despre conflicte. We want to be positive. Vrem să fim pozitivi. We want to build, not to destroy. Vrem să construim, să zidim, nu să stricăm. We want to build bridges. Vrem să construim punți. And this is our responsibility before God and before each other. Și aceasta este responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu și unii față de alții. I don't know whether you have listened to me last Friday, a week ago. Nu știu dacă m-ați ascultat și vinerea trecută, acum o săptămână. For those who were not able to hear me, I want to repeat a little bit. Pentru cei care n-ați reușit să mă ascultați, am să repet puțin. When we speak about relationships, the teaching of the Trinity comes to our minds. Și când vorbim despre interacțiune, ne vine în minte doctrina despre Trinitate. In fact, the Bible verse we have read in the beginning speaks about the Trinity. De fapt, versetul acesta biblic pe care l-am citit la început vorbește chiar despre Trinitate. The grace of the Lord Jesus. Harul Domnului Iisus Hristos. The love of God. Dragostea lui Dumnezeu. And the fellowship of the Holy Spirit. Și părtășia Duhului Sfânt. There's no relationships without the Trinity.
Nu există relații fără a avea Trinitatea. God as a Trinity is always interested in relationships. Dumnezeu ca Trinitate e întotdeauna interesat de relații. Why? De ce? Because God is relationship. Pentru că Dumnezeu în sine este relație. God is a family. Dumnezeu în sine este ca o familie. Tatăl, Fiul și the Son and the Holy Spirit. Yes. Mm-hmm. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. And God is always interested in relationship. Și Dumnezeu totdeauna este interesat de relații. First of all, he is interested in the relationship between him and us. În primul rând este interesat de relații între el și noi. And then as a result of this relationship, he is interested in relationship between people. Și ca rezultat al acestei relații dintre el și noi, el este interesat să vadă relații între noi, oamenii. He is interested in good relationships between Romanian and Polish. E interesat să aibă relații bune între polonezi și români. But today we are going to speak about the relationships between Romanians and Romanians. Dar în seara aceasta vom vorbi despre relațiile dintre români și români. We'll be speaking about the relationships between the older generation and younger generation. Și vom vorbi despre relațiile dintre cei care sunt mai în vârstă și cei care sunt mai tineri. Because we have different generations in the local church. Și asta din cauza că chiar în biserica locală avem generații diferite. Local church, it is not just one generation. În biserica locală nu avem doar o singură generație. It is not just older people. Nu sunt doar oameni în vârstă. Maybe some churches are like that. Poate că unele biserici sunt așa. And they do not have younger generation. Și nu au vreo generație mai tânără. I think they should pray for younger generation. Cred că ar trebui să se roage să aibă și generații mai tinere. I also know churches where we have only young generation. Știu și biserici în care sunt numai tineri. I think they should pray for the older generation to join. Și cred că și ei ar trebui să se roage ca să li se alăture și cei din generația mai în vârstă. Local church is the multi-generation fellowship. Biserica locală este o părtășie multigenerațională. We know that God is interested about building relationships in the local church. Și știm că pe Dumnezeu îl interesează ca în biserica locală să aibă loc să se construiască, să se zidească relațiile. From the very beginning, when God made us people, humans, he said, it is not good for you to be alone. Încă de la început, de când Dumnezeu l-a făcut pe om, a spus că nu este bine ca omul să fie singur. What does it mean today? Ce înseamnă asta astăzi? God thinks about marriage. Dumnezeu s-a gândit la căsătorie. God thinks about family. Dumnezeu s-a gândit și la familie. In the Old Testament, God thought of one nation, which is Israel. În Vechiul Testament, în vremea aceea, Dumnezeu s-a gândit la un popor, adică la Israel chiar. And God thinks about the church. Și Dumnezeu s-a gândit și se gândește la biserică. The global church and the local church as well. Biserica globală și biserica locală. God is always interested in relationships. Dumnezeu întotdeauna este interesat de relații. Today we are not going to speak about marriage, about family, about Israel and the church as such. Și în seara aceasta nu vom vorbi despre căsnicie, nu vom vorbi despre familie, despre poporul Israel sau despre toată biserica. When God speaks, it is not good for you to be alone. He speaks to the older generation. Când Dumnezeu spune nu este bine ca să fii singur, el îi spune asta generației mai în vârstă. It is not good for you to be alone. Deci celor mai în vârstă Dumnezeu le spune nu e bine să fii singuri. God speaks to a younger generation the same. Și celor din generația tânără Dumnezeu le vorbește același lucru. It is not good for you to be alone. Nu e bine ca să fiți singuri.
What does it mean? Ce înseamnă aceasta? We should not build churches consisting of older people only. Că nu ar trebui să facem biserici care să fie formate numai din bătrâni. Because if we start doing that, we reject younger generation. Pentru că dacă vom face așa ceva, vom ajunge să-i dăm la o parte pe cei din generația tânără. We should never do that. Niciodată n-ar trebui să facem așa. Never reject young people. Niciodată să nu-i respingeți pe tineri. If you belong to an older generation, let me tell you, never reject young people. Dacă faceți parte din generația în vârstă, dați-mi voie să vă spun, niciodată să nu-i dați la o parte, să nu-i respingeți pe cei din generația tânără. What about young people? Acum rămâne cu tinerii. It is the same. La fel și pentru voi. Never reject older people. Niciodată să nu-i respingeți, să nu-i dați la o parte pe cei în vârstă. Never build the church for young people only. Niciodată să nu formați biserica doar pentru tineri. By the way, God has used the older generation to share the gospel with you. De fapt, gândiți-vă că Dumnezeu a folosit generația mai în vârstă ca Evanghelia să ajungă și la voi, să vă fie împărtășită. God used your grandfathers, your fathers to show the Lord Jesus to you. Dumnezeu i-a folosit pe bunicii voștri, pe părinții voștri, ca să vă arate pe Domnul Isus. Do not reject those people. Să nu îi respingeți pe oamenii aceștia. You know, sometimes we have a conflict. We are not going to speak about conflict, but sometimes we have them. They are uninvited by us. Câteodată ajungem și la conflicte. În seara aceasta nu vrem să vorbim despre conflicte, dar ele vin chiar neinvitate. They start to be born because of our separatism. Ele, conflictele, se nasc din separatismul nostru. We come to conclusion how it would be good that all people would think the same old way. Ajungem câteodată la concluzia cum ar fi dacă toți cei bătrâni ar gândi la fel. How wonderful it would be if all of us would think in the new, young way. Sau cât de frumos ar fi dacă toți am gândi la fel ca tinerii. For some reason, God has allowed us in churches, local churches, to live together. Și pentru un oarecare motiv, Dumnezeu a lăsat ca noi să trăim împreună în biserica locală. If the Apostle Paul was invited to Radio Harmonia today, dacă Apostolul Pavel ar fi fost invitat în seara aceasta la Radio Harmonia, perhaps he would say like that. Probabil că ar spune așa. And this I pray that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment. Și ar spune, și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în pricepere și în discernământ. Philippians chapter 1, verse 9. E din Filipeni, capitolul 1, versetul 9. And we know that the Apostle Paul wrote these words in the prison. Și știm că Apostolul Pavel a scris aceste cuvinte pe când se afla în închisoare. I think people who are in prison, they have a lot of time. Mi se pare că oamenii ăștia care stau în închisoare au mult timp. But the Apostle Paul used his time very well. Dar Apostolul Pavel și-a folosit timpul foarte bine. He tried to encourage Philippians. El a încercat să încurajeze pe filipeni. We should always encourage each other. Și noi întotdeauna trebuie să ne încurajăm unii pe alții. It means Romanians encourage Polish, Polish encourage Romanians. Asta ar însemna ca polonezii să încurajeze pe români, românii să încurajeze pe polonezi. Older people encourage young people encourage older people. Bătrânii să încurajeze pe tineri, tinerii pe bătrâni. This is our privilege and our joy to encourage each other. Acesta este privilegiul și bucuria noastră să ne încurajăm unii pe alții.
And also it is our responsibility, as we have seen in the case of the Apostle Paul, that those who are in prison, they pray for those who are not arrested yet. Și este responsabilitatea noastră. Uitați-vă și la Apostolul Pavel, care era închis și se ruga pentru cei care încă nu fuseseră arestați. And the Apostle Paul was in prison and he said, and this I pray. Pavel era în închisoare și spune, aceasta mă rog, asta e rugăciunea mea. Dear Romanian friends, in the end of our program, I would like you to repeat after the Apostle Paul. Și iubiții mei, prieteni români, mi-aș dori ca la sfârșitul acestei emisiuni să repetați și voi după Apostolul Pavel. And this I pray. Și mă rog în felul acesta. Not only today, but this I want to continue praying. Și nu doar pentru ziua aceasta, ci în felul acesta îmi doresc să continui să mă rog. I want my love, that my love may abound still more and more in real knowledge and all discernment. Și îmi doresc ca dragostea mea să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere sau discernământ. Dear friends, in order to continue, I would like to read two portions from the New Testament. Iubiții mei prieteni, pentru ca să trecem mai departe, aș dori să citesc două texte din Noul Testament. God is interested in older generation. Dumnezeu este interesat de generația mai în vârstă. God has not forgotten the older generation. Și Dumnezeu nu a uitat generația în vârstă. God loves this generation. Dumnezeu iubește această generație. God also loves the young generation. Dumnezeu iubește și generația tânără. We should never reject the younger generation because God never rejects them. N-ar trebui niciodată să îi respingem pe cei tineri pentru că Dumnezeu niciodată nu i-a respins. Maybe younger people make more mistakes than older people. Tinerii or face mai multe greșeli. But I'm not sure always that it is true. Dar nu știu dacă întotdeauna e adevărat că ei fac mai multe greșeli. We older generation, we also know how to make mistakes. Noi ăștia bătrânii, generația în vârstă, știm și noi cum să facem greșeli. And we should thank God for those who show us our mistakes. Și să-i mulțumim Domnului pentru cei care ne arată greșelile pe care le facem. I never had to confess to my Lord, oh Lord, I am sorry that I am too humble. Niciodată n-a trebuit să mărturisesc înaintea Domnului, Doamne, îți mulțumesc că sunt prea smerit. We are never too humble. Niciodată nu suntem prea smeriți. Sometimes we are too proud. De fapt, uneori suntem prea mândri. Humility is not our problem. De obicei, smerenia nu e problema noastră. Pride is. Dar mândria este. Yes. And I think that older generation has more inclination to be proud. Și am impresia că generația în vârstă are inclinația mai mare, mai puternică de a fi mândri. Why? De ce? Sometimes we make impression that we know everything. Câteodată avem impresia că știm totul. And the younger generation, when they look at us, wow, they know everything. Și tinerii când se uită la noi să aprecieze, oh, ăștia știu tot. It's better to be obedient to them because they know everything. E mai bine să avem, să intrăm în ascultare de ei, că ăștia știu tot. But friends, we do not know everything. Dar, prietenii mei, noi nu știm totul. We should never replace God who knows everything. Niciodată n-ar trebui să luăm locul lui Dumnezeu care este singurul care știe totul. Younger people have this quality that they are open to learn. Și tinerii au această calitate că sunt deschiși ca să învețe. And I encourage always young people, learn as much as you can. Și încurajez pe tineri, învățați cât de mult puteți. By the way, the day you stop learning, it is a day of your death.
Apropo, să știți că ziua în care v-ați oprit din a mai învăța este ziua morții voastre. Do not die young. Să nu muriți de tineri. Learn and learn and learn. Învățați și învățați. The book is the Bible is God's book. This is the best textbook for us. Biblia este cartea lui Dumnezeu pentru noi, este cel mai bun text pe care l-avem. Not only for younger generation. Nu numai pentru generația tânără, but also for older generation. Dar și pentru generația în vârstă. In 1 Timothy, it's a letter written by the Apostle Paul in chapter 3, verses 1 to 7, we read some words for the older generation. În 1 Timotei, Apostolul Pavel a scris câteva cuvinte pentru generația mai în vârstă, versetele 1 până la 7. And I would like you to read it in the Romanian language, please. Deci versetele de la 1 până la 7 le vom citi în limba română. Because of time, you better speak and understand Romanian than English. Și din cauza economisirii de timp le vom citi doar în limba română. May I repeat 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. Am să repet textul 1 Timotei capitolul 3 de la versetul 1 la versetul 7. Basically, these are the words for the elders, for the overseers. În principiu, aceste cuvinte, aceste versete sunt pentru cei în vârstă, pentru supraveghetori, episcopi. It is God's plan for every brother in Christ. Pentru că acesta este planul lui Dumnezeu până la urmă pentru fiecare frate în Hristos. And I am sure that this is a prayer and your plan if you are young to become like that. Și sunt convins că aceasta este și rugăciunea și planul tău ca să ajungi așa dacă ești tânăr. Let's listen to the word of God. 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. Deci haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din 1 Timotei capitolul 3 de la versetul 1 la 7. Yes. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun sau supraveghetor. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. This saying is trustworthy, as it is written in the beginning of this portion. Și uitați-vă exact așa cum începe cuvântul acesta. Adevărat sau demn de încredere este cuvântul acesta. It is not an option. It's not an option. Nu este o opțiune. Nu este o opțiune. This is like God's plan for all men in the church. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru toți oamenii din biserică. If we listen to that and if we do this, it is we are obedient to God. Dacă ascultăm lucrurile acestea și le facem, atunci suntem niște oameni ascultători de Dumnezeu, niște împlinitori. And this is why young people in the church, they pray for the older people to be like that. Și de aceea tinerii ar fi bine să se roage în biserică ca cei în vârstă să fie oameni de felul acesta. And also they allow God to work in their lives to become like that in the future. Și în dreptul lor să îi permită lui Dumnezeu să lucreze în așa fel încât în viitor și ei să fie astfel de oameni. Very often we say that this is the list of qualifications. De multe ori ne spunem că aceasta este o listă de calificări. It means about the quality of our leaders. Cu alte cuvinte,
calitatea sau calitățile liderilor noștri. In fact, all of us are a kind of a leader. Și de fapt, fiecare dintre noi suntem lideri într-un anume fel. We lead somebody. Și noi conducem pe cineva. You cannot say I lead nobody. It's not nu, true. Nu poți să spui că tu nu conduci pe nimeni. Așa ceva nu e adevărat. When we come to the church, local church, we lead somebody. Noi când venim în biserica locală, noi conducem pe cineva. We lead children, we lead young people, we lead other older people. Conducem copii, conducem tineri, conducem alți oameni mai în vârstă. And this is our privilege to lead others. Și e privilegiul nostru de a-i conduce pe alții. Number one, this is the first responsibility of the older generation. Deci, în primul rând, aceasta este responsabilitatea generației mai în vârstă. I have to say it is written for the man. Și pot să spun că e scris în mod special bărbaților. Da, bărbaților. But we also underline that the same qualifications God expects from women. Dar putem să subliniem și faptul că aceleași calități Dumnezeu le cere și din partea femeilor. Of course they cannot be husbands, they can be wives. Bineînțeles că ele nu pot să fie bărbatul unei neveste, ele trebuie să fie nevasta bărbatului. As Christians we understand a difference between husband and wife. We understand this. Noi creștinii înțelegem diferența dintre soț și soție. Clar, yes. Noi înțelegem. This is God's plan for us. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru noi. If you are older generation, God expects you to read this portion of the Bible often. Dacă ești o persoană în vârstă, Dumnezeu se așteaptă din partea ta să citești des acest pasaj din Scriptură. And in prayer, bring yourself to God. Și adu-te pe tine însuți în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dear God, help me to be like that. Doamne iubit, ajută-mă să fiu așa. Younger generation also should read this portion of the Bible. Și tinerii ar trebui să citească această not parte only, a Scripturii. Not only for the reason to expect all the generation to be like that, not only for that reason. Nu doar ca să știe ce să se aștepte din partea celor în vârstă, nu doar pentru asta. But when a younger generation reads this portion of the Bible, they may add, oh God, help me to grow to these qualifications. Și pentru că atunci când se roagă să spună, Doamne, te rog ajută-mă să cresc în aceste calificări. Let me also read from the next chapter, which is chapter 4 of the same epistle, from verse 11 to 16. Dați-mi voie să citim și din următorul capitol, capitolul 4, de la versetul 11 la 16. Timothy represents younger generation. Timotei reprezintă generația mai tânără. He is a younger person, younger than the old people in the church. El este mai tinerel. Este mai tânăr decât cei în vârstă din biserică. In the brethren circles we say that he was an elder in statum ascendi. There's a chemical expression. In statum ascendi, it means in the way of being born. Și noi spunem că el era un prezbiter care era la început, încă era în naștere, în formare. If you are a young person, I have to say that you are in statu nascendi. Dacă ești tânăr, pot să spun că tu ești în statu nascendi. God has a plan for you. Ești în formare, Dumnezeu are un plan pentru tine. And God continues with the saying which is trustworthy for you. Și Dumnezeu aici continuă cu un cuvânt care este adevărat și demn de încredere pentru tine. Let's read from the Bible. 1 Timothy chapter 4, verses 11 to 16. Deci, haideți să citim din Biblie, din 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 11 la 16. In the Romanian language. În românește, bineînțeles. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire,
în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii culoarea mintei asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. In this portion of the Bible we have read, do not neglect something. Și în acest text ne spune să nu neglijezi niște lucruri. What younger people should not neglect? Ce nu ar trebui să neglijeze tinerii? If you are young, you not only have a gift. Dacă ești tânăr, să știi că nu numai că ai un dar. I have to emphasize you are a gift. Trebuie să accentuez faptul ăsta și să spun tu însuți ești un dar. Sometimes young people have an impression, oh, I am nobody in the church. Câteodată tinerii au impresia, eu sunt nimeni în biserica aceasta. I do nothing in the church. Eu nu fac nimic în biserica asta. Because I am nobody. Eu sunt un nimeni. It is exactly what Satan wants you to say. Asta e exact ce vrea Satana să spui. Remember, you are the gift for the church. Ține minte, tu ești darul dat bisericii. And in order to be a good gift, God has given you some gifts. Și pentru ca tu să fii un dar bun bisericii, Dumnezeu ți-a dat niște daruri. And you are to develop this gift. Și tu trebuie să-ți dezvolți darurile acestea. Please remember, I am a gift. Te rog să ții minte, eu sunt un dar. It means that you are given to your local church. Asta înseamnă că tu ai fost dat bisericii locale din care faci parte. And as such a person, God has given for such a people, God gave some gifts. Și la astfel de oameni Dumnezeu le-a dat ceva daruri. And friends, if you do not know what kind of gifts you have. Prietenii mei, dacă nu cunoașteți ce fel de daruri aveți. Ask older people about that. Întrebați pe cei mai în vârstă cu privire la acest lucru. And those who already serve the Lord for longer time, they can share with you what kind of gifts you have. Cei care sunt mai în vârstă, care îl slujesc pe Domnul de ceva timp, ei pot să vă împărtășească, să vă arate ce daruri aveți. You know, sometimes younger people have inclination. I am too young, I know nothing, I am nobody. Câteodată tinerii au această înclinație spre a spune, eu sunt prea tânăr, eu sunt nimeni, nu contez. And I have to say, to admit, that sometimes older generation try to influence younger people to think like that. Și trebuie să recunosc că uneori oameni din generația mai în vârstă încearcă să influențeze pe tineri să gândească chiar în felul acesta. It means we neglect younger people. Și prin lucrul acesta noi neglijăm generația tânără. It is a sin. E un păcat. If you have neglected the younger generation, confess your sin. Dacă și tu ai neglijat generația tânără, mărturisește-ți păcatul acesta. We should serve the younger generation. Pentru că generația mai tânără trebuie slujită. They need to know what kind of gifts they have. Ei au nevoie să cunoască ce daruri au. And we know life because we live longer. Și noi cunoaștem viața pentru că deja am trăit mai mult ca ei. And we can spend time with them. Putem petrece timp în privința aceasta cu ei. Oh, younger brother, oh, younger sister, you do not know what kind of gifts you have. Nu știi, frate tânăr sau soră tânără, ce daruri ai?
I will help you. Hai că te ajut. I will help you to clean the room of our church, for example. Te ajut să curățim sala de la biserică, de exemplu. Yes, some people have this gift. Unii au darul acesta. I will help you to bring flowers, to make our church building look nicer in the church. Te voi ajuta să aduci flori pentru ca interiorul clădirii bisericii noastre să arate mai frumos. If you have some questions, I am here to help you. We can read the Bible together. Și dacă sunt câțiva creștini, pot să vin să te ajut să citim Biblia împreună. Yes, if you have a problem, you can always call me. Dacă ai vreo problemă, poți să mă suni oricând. I am at your disposal. Sunt la dispoziția ta. I love you. Te iubesc. You are a gift for the church. Tu ești un dar pentru biserică. When last time, if you are an older generation, when last time have you said to somebody younger, you are a gift for our church? Dacă ești parte din generația aceasta mai în vârstă, când a fost ultima dată când i-ai spus unei persoane tinere, tu ești darul lui Dumnezeu pentru biserică? Friends, this is our responsibility. Prietenii mei, aceasta e responsabilitatea noastră. To encourage younger people. Să-i încurajăm pe cei din generația tânără. They are gifts for the local church. Ei sunt daruri date bisericii locale. And they are gifts from God. Ei sunt daruri date de Dumnezeu. We should never reject the gifts given by God. Niciodată n-ar trebui să respingem darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. We should help them to discover what kind of gifts they have. Ce ar trebui să ajutăm să descopere care sunt darurile lor. And this is why younger generation needs older generation. Din cauza aceasta, generația mai tânără are nevoie de generația mai în vârstă. We need one another. Avem nevoie unii de alții. The Bible speaks a lot about serving one another. Biblia vorbește mult despre a ne ajuta sau ne sluji unii altora. What does it mean? Ce înseamnă asta? The older generation serves the younger generation. Că generația mai în vârstă slujește generației mai tinere. And the younger generation serves the older generation. Și că generația mai tânără slujește generației mai în vârstă. And this is our responsibility in the local church. Aceasta este responsabilitatea noastră în biserica locală. Dear friends, if we do not serve others, we destroy our church. Frații mei iubiți, prietenii mei iubiți, dacă noi nu slujim altora, să știți că ne distrugem singur biserica. Are you a servant? Ești un slujitor? What are you doing in your church? Ce faci în biserica din care faci parte? Friends, we are called by God to serve others. Prietenii mei, suntem chemați de Dumnezeu să le slujim altora. In Galatians chapter 5, verse 13, we read. În Galateni, capitolul 5, versetul 13, citim. In the Romanian language. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. But to serve one another in love. Ci slujiți-vă unii altora în dragoste. This Greek word, serve, translated here is douleo, douleo. Și acest cuvânt grecesc care e tradus aici cu slujiți-vă e cuvântul douleo, which means to be a slave, to be a slave. Cuvântul douleo din limba greacă care vine de la a fi sclav. What does it mean? Ce înseamnă să fii sclav? It means that older generation are slaves of the younger generation. Înseamnă că cei mai în vârstă sunt sclavi, robi celor mai tineri. We are in the local church to serve the younger generation. În biserica locală suntem puși ca să slujim generației mai tinere. Why do we have younger generation in our churches?
De ce avem o generație sau generație mai tinere în bisericile noastre? To serve the older generation. Pentru ca și ei să slujească generațiilor mai în vârstă. Our example is the Lord Jesus. Și exemplul nostru este chiar Domnul Iisus. The Lord Jesus came not to be served, but to serve. Domnul Iisus n-a venit ca să îi se slujească, ci ca să slujească. In Mark's Gospel chapter 10 and verse 45 he said, I came not to be served, but to serve. În Marcu capitolul 10 cu versetul 45 el a spus că fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească. In Philippians chapter 2 verse 7 we read that the Lord Jesus made himself of no reputation, taking the form of a bond servant. Ni se spune aici în Filipeni la capitolul 2 cu versetul 7 că Domnul Iisus n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob. If you have invited the Apostle Paul Peter today to speak through Radio Armonia, dacă ai invitat astăzi pe Apostolul Petru să vorbească la Radio Armonia, I'm sure he would be showing Christ Jesus. Eu sunt convins că el ni l-ar arăta pe Domnul Iisus Hristos. And he would say, Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow in his steps. Și sunt sigur că el ne-ar spune că Domnul Iisus Hristos a venit și ne-a dat un exemplu pentru ca noi să pășim pe urmele lui. You know, in our churches there are different situations. Știți, în bisericile noastre sunt tot felul de situații. At least four different patterns, I would say. Și eu aș spune că sunt cel puțin patru tipare. We have good young people. Avem tineri buni. And we have good old people. Și avem bătrâni buni. What does it mean, good? Ce înseamnă că-s buni? Serving each other. Se slujesc unii pe alții. Serving others, it is good. A sluji altora este ceva bun. And we have churches like that. Și avem biserici de felul acesta. Younger people understand, I am here to serve. Tinerii trebuie să înțeleagă, eu sunt aici ca să slujesc. They are good in serving. Și să fie buni în ceea ce fac, în slujire. I am in the local church to serve others. Eu mă aflu în biserica locală ca să slujesc altora. It is always good when young people serve others. E întotdeauna bine când tinerii slujesc altora. What about older people? Cum rămâne cu generația mai în vârstă? Are they to be served? Trebuie să fie slujiți? No. They are also those who serve others. Și ei sunt persoane care trebuie să slujească altora. This is good for older people to serve as well. Asta e bine pentru generația în vârstă, ca ei, la rândul lor, să slujească altora. Praise God for those churches where good young people are serving and where good old people are serving. Slavă Domnului pentru bisericile acelea în care tinerii slujesc și în care cei în vârstă și ei la rândul lor slujesc. Sometimes we may have a situation where we have good young people. Câteodată avem câte o situație de genul următor. Avem tineri buni. They serve God and they serve others. Îl slujesc pe Dumnezeu și slujesc și pe ceilalți. But we have bad old people. Dar avem acolo oameni în vârstă care sunt răi. What does it mean, bad old people? Ce înseamnă oameni în vârstă care sunt răi? These are people who are always interested in having people who would be serving them. Ăștia sunt oameni care sunt interesați ca întotdeauna cineva să le slujească, să le slugărească. It is bad. We should never do that. Așa ceva e rău. Să nu faceți așa ceva. It is bad not to serve. E rău ca să nu slujești. This is our inclination, the inclination of the older generation.
Și să știți că asta e cumva înclinația noastră a generației mai în vârstă. We may expect younger people to serve us. Noi ne așteptăm ca tinerii să ne slujească. No. Our responsibility is to serve them. Responsabilitatea noastră este să le slujim lor. The first case, it is good young people and good old people serving each other. Deci primul caz erau tineri buni, bătrâni buni care slujesc unii altora. The situation number two, it is where we have young people who understand I am here to serve, but older people expect yes, we are to be served. A doua situație e cea în care avem tineri buni care sunt gata să slujească și slujesc, dar generația în vârstă e cea care spune noi trebuie să fim slujiți, slugăriți. But sometimes we may have a situation where we have bad young people. Dar câteodată e posibil să avem o situație în care avem tineri răi. They belong to the church. Aparțin bisericii. But they are not ready to serve. Dar nu sunt gata să slujească. Why do you come to the church? De ce vii la biserică? I come to listen. Vin ca să ascult. Praise God that you start to listen. Slavă Domnului că ai început să asculți. But God wants you to listen to learn how to serve. Dar Dumnezeu vrea să auzi și să asculți ca să știi cum să slujești. We have churches where young people are specialists in listening. Noi avem biserici în care tinerii sunt specialiști doar în a asculta. And year by year, the only thing they do is listening. Și an după an, an după an, tot ceea ce ei fac este să asculte. But God expects you to serve. Însă Dumnezeu se așteaptă de la tine să slujești. If you do not serve others, you are not a good example. Dacă nu le slujești altora, nu ești un exemplu bun. And perhaps older people are praying for you. Și poate că cei în vârstă se roagă pentru tine. Because the situation number three is we have bad young people and good old people. Pentru că situația numărul trei ar fi de genul următor. Tineri răi și bătrâni buni. And those older people, they do everything to serve you. Și în cazul acesta, bătrânii fac tot ce pot ca să-ți slujească. They want you to serve. Și ei doresc. And in closing. In closing. Și în încheiere. A situation where we have bad young people and bad old people. Avem situații în care avem tineri răi și bătrâni răi. But I'm sure it is not your case. Dar eu sunt sigur că în cazul vostru nu e așa. And I do not want to develop that. Și nu cred că doriți să dezvoltați așa ceva. I think that we should work together, good young people and good old people. Eu cred că ar trebui să lucrăm împreună tineri și bătrâni, tineri buni și bătrâni buni. Why good? De ce buni? Because they serve each other. Buni pentru că își slujesc unii altora. Dear Lord, help us to serve one another. Doamne scump, ajută-ne să ne slujim unii altora. The same way as the Lord Jesus served us. Tot la fel cum Domnul Iisus ne-a slujit nouă. Amen. Amin. În continuare, în timpul pauzei muzicale, dacă aveți întrebări pentru fratele Ceslav, puteți să le postați pe slido.com. Codul este 20424, repet codul, 20424. Ziemski tron, ponad mądrość.
Suntem acum la sesiunea de întrebări și răspunsuri și dacă n-ați apucat să puneți întrebările dumneavoastră, puteți încă să le postați pe slido.com, codul 20424 și vom încerca să le preluăm, să-l întrebăm pe fratele Ceslav și să învățăm din experiența dumnealui, experiență de viață, experiență din viața bisericii locale. Așadar, prima întrebare este următoarea. Ca tânăr, îmi place să învăț din experiența generației mai în vârstă. În această biserică modernă sau a zilor noastre, cum ar trebui să acționez astfel încât generația tânără să nu mă considere un învechit sau o persoană demodată? So, Brother Ceslav, as a young person, says the first question, I like to learn from older generation experience. In this modern church, how to act so that not to be seen by young generation as an old fogey? Thank you for your question. It's a good question. Mulțumesc pentru întrebare. Să știți că e o întrebare bună. It shows that you are a very serious person. Și asta mi-e arată că cel care a pus-o e o persoană foarte serioasă. You want to learn from older generation, which is wonderful. Și în primul rând dorești să înveți de la generația mai în vârstă, iar lucrul acesta este foarte bun, minunat. And also you notice that today the church is modern. Și ai mai observat și faptul că astăzi există o biserică, ca să numim așa, modernă. Of course I would have as an older generation, I would like to learn what does it mean to be modern. Bineînțeles că eu, cel dintr-o generație mai în vârstă, mi-ar place să învăț ce înseamnă biserică modernă. There's always a room to learn. Pentru că întotdeauna este loc de a învăța mai mult. It means we need to learn. We know the older generation know the history. Noi știm că generația mai în vârstă cunoaște istoria. And very often we say how it was 100 years ago. Să vedeți cum a fost acum 100 de ani. Oh, how it was 50 years ago. Sau cum a fost acum 50 de ani. But very often we do not know about today. Însă de multe ori noi nu știm cum e astăzi. We know the past, but we do not know what is happening around us today. Noi de multe ori cunoaștem trecutul, dar nu cunoaștem prezentul. Ce se întâmplă astăzi, acum, în jurul nostru? It means we need to spend time with younger people to learn from them. What does it mean to be modern? Și asta înseamnă că trebuie să petrecem timp cu tinerii din jurul nostru să înțelegem și noi ce înseamnă a fi modern. Personally, I like young people very much because they can teach me a lot on this subject. Să știți că mie îmi place tare mult de tineri pentru că în privința acestui subiect ei mă pot învăța foarte multe. But when we speak about the church, I think we do not use the words pre-modern, modern or post-modern.
Dar când vorbim de biserică, sper să nu folosim cuvintele acestea de biserică premodernă, modernă și postmodernă. Of course, there's a philosophy which is pre-modern, modern and postmodern. We understand this. Știm că în filozofie există această filozofie premodernă, modernă și respectiv postmodernă. But the local church is not to practice pre-modernism. Dar biserica nu trebuie să practice ceva care este premodern. We are not to practice modernism. Și nu trebuie nici să practicăm modernismul. We are not to be postmodern. Și nu trebuie nici să fim postmodern. We live above this. Noi trăim undeva deasupra acestor lucruri. What does it mean? Ce înseamnă? Local church is a fellowship of people who love each other. Biserica locală este o părtășie a unor credincioși care se iubesc unii pe alții. And out of this love, we serve each other. Și din dragostea aceasta pe care o avem, ne slujim unii altora. And then, when you enter the local gathering of the church, și tu când ai intrat în adunarea bisericii locale, don't think whether you are pre-modern, modern or postmodern. Nu te mai gândi dacă ești premodern, modern sau postmodern. Just concentrate on loving and serving others. Pur și simplu focalizează-te doar pe a iubi și a le sluji altora. And you know, this question, whether we do things in the modern way or postmodern or pre-modern, whatever way. Știți, întrebarea aceasta cumva scoate în evidență dacă facem lucrurile într-un mod premodern, modern sau altfel. These are important questions in philosophy. Să știți că întrebările de genul acesta sunt importante în filozofie. But we have to say that the philosophy of the local church, Christ Church, is loving each other. Dar să știți că filozofia bisericii locale, a bisericii lui Hristos, este iubirea iubirea, să ne iubim unii pe alții. If you have accepted this philosophy coming from heaven, dacă ai acceptat această filozofie care vine din cer, you just serve others. Atunci pur și simplu slujești altora. And we take the example of the Lord Jesus. Și atunci urmezi exemplul Domnului Isus. Dear Lord, help me to serve others in my church in spite of their age. Ajută-mă să-i slujesc pe cei din biserica mea în ciuda vârstei pe care o au. And some of us will be serving little children. Unii vom sluji copiilor foarte mici. Some others will be serving other young people. Alții vom sluji altor tineri. And some others will be serving older people. Alții vor sluji pe cei în vârstă. And we bring ourselves to God. Oh God, use me. Dar noi ne aducem pe noi înșine înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, folosește-ne. For your glory. Pentru slava ta. This is what the local church is about. Despre aceasta e vorba în biserica locală. Shall we go to the next question? Yes, please. Întrebarea a doua spune, cine trebuie să facă primul pas în relația dintre tineri și bătrâni? So this second question says, who should take the first step in this relationship between youth and old people? Older generation. Yeah. So that's the answer? Yes. Răspunsul este generația mai în vârstă. It's very simple. Răspunsul e foarte simplu. God expects us, older generation, to take initiative. Dumnezeu se așteaptă din partea noastră, a celor bătrâni, noi să luăm inițiativa. But in case the older generation neglects this, dar în cazul în care generația în vârstă își neglijează această responsabilitate, I think that the younger generation have responsibility too. Atunci, să știți, eu cred că și generația tânără are responsabilitate. But the first step should be taken by the older generation. Dar primul pas cred că ar trebui făcut de generația în vârstă. This is my conviction. Asta e convingerea mea.
Mulțumim. Third question. Cum slujesc tinerii din Polonia pe frații în vârstă în contextul pandemiei? Ceva idei practice dacă ați observat în aceste 6-7 luni? How do the youth in Poland serve the older generation in the context of this pandemic? Do you have some practical idea that you have observed in these 6 to 7 months? Yes. It is what I have observed in our country of Poland. Iată ce am observat la noi în Polonia. Two things come to my mind. Acum îmi vin în minte două lucruri. When pandemic started in Poland, young people saw it as a challenge, as a way to serve older generation. Când a venit pandemia aceasta peste noi în Polonia, tinerii au văzut aceasta ca o oportunitate de a le sluji celor în vârstă. How? Cum? Number one, by providing food for them. În primul rând, asigurând hrană pentru ei. Friends, with gratitude to God, I have to say that for the last 7 months, we eat bread made by younger generation. Prietenii mei, trebuie să vă spun cu multă mulțumire față de Dumnezeu că în ultimele 7 luni am mâncat pâine făcută de tineri. Every day we receive bread baked by younger generation. În fiecare zi am primit pâine care a fost făcută de tineri. And they bring this bread in front of our door. Și ne aduc pâinea la ușă. What a great example. Ce exemplu extraordinar. Of course we could go to a shop. Bineînțeles că am putea merge la magazin. But 7 months ago we saw bread. The first day, bread. Wow. Niam, niam, niam. Acum 7 luni, în prima zi am văzut pâine, a doua zi iară pâine. Și aveam un miros. The second day, bread again. A doua zi pâine, cum spuneam. These are wonderful young people. Aceștia sunt tineri minunați. And they are serving us already 7 months like this. Și deja ne slujesc în felul acesta de 7 luni. And not only bread, sometimes they bring other things. Și nu numai pâine, câteodată ne aduc și alte lucruri. Fruit. Fructe. Oh, some Polish sausage. Câteodată cârnați polonești. Have you ever tasted Polish sausage? Ați gustat vreodată cârnați polonești? Noi le zicem polonești. It is almost as good as the Romanian sausage. Sunt aproape la fel de bun ca și cârnații românești. And friends, some young people came to conclusion we need to do it with other people who do not belong to our churches. Unii din tinerii noștri, să știți că au ajuns la concluzia că trebuie să facă aceste lucruri împreună cu persoane care nu sunt din biserica noastră. And they started to prepare boxes of food. Au început să pregătească cutii cu alimente. They know the society and they go to the neglected people. Ei cunosc cumva societatea de aici și merg la cei marginalizați. And this is a great testimony. Iar lucrul acesta e o mare mărturie. This is the first testimony of the younger generation. Wonderful. Aceasta este o mărturie din partea generației mai tinere. Minunat. But not only that. Dar nu numai atât. They started to prepare special masks. Au început și să pregătească niște măști speciale. Thousands of them. Mii de măști. And they go to the center of different towns or villages. Merg în centre, în centrul orașului sau în centrul satului. And they give away those masks. Și pur și simplu dau în dar aceste măști. And while they are sharing, distributing those masks, they say, when people ask them, why do you do that? Și în timp ce ei împart măștile, dacă oamenii întreabă de ce faceți lucrul acesta, they say, because we love you. Le spun, pentru că vă iubim. And very often they give something to read. Iar de multe ori mai dau și câte ceva de citit, omule. The New Testament.
câte un Nou Testament. Or a special booklet we have printed. By the way, we have printed 3 different books, 2 books and 1 flyer for those people whom we evangelize in Poland. Și primesc câteodată și o broșurică. De fapt, noi să știți că am tipărit 2 cărți și un fel de o broșurică pentru oamenii pe care îi evangelizăm aici în Polonia. If it was TV, I would show you the titles and those books, but they, you know, they are not big books, 64 pages only. Și să știți că dacă am fi avut timp, le-aș fi arătat, nu sunt cărți mari, numai de vreo 64 de pagini. And this flyer is only 6 pages. Și broșurica are doar 6 pagini. And young people distribute those books and those flyers to those who receive masks. Și tinerii le distribuie, le împart aceste cărți și broșuri celor care primesc măști. Friends, it's a great testimony. Prietenii mei, aceasta e o mărturie extraordinară. This is what young people can do. E ceva ce tinerii pot să facă. And they do it much better than older people. Și să știți că ei fac asta mult mai bine decât bătrânii. They are very inventive, wonderful, praise God. Sunt foarte inventivi, slavă Domnului. And we older generation, we thank God for those young people. Iar noi cei în vârstă mulțumim Domnului pentru tinerii aceștia. I'm sure that you are serving older generation too in Romania. Eu sunt convins că și voi în România slujiți generație mai în vârstă. By the way, young people told me to pass greetings to you. Apropo, să știți că tinerii noștri mi-au spus să vă transmit salutări. Please receive greetings from the young generation of Polonia. Vă rog să primiți aceste salutări din partea generației tinere din Polonia. We love you. Vă iubim. But also if you belong to older generation, we are with you. Dar să știți că și noi, cei din generația în vârstă, suntem alături de voi. We thank God that you invest in the younger generation. Și mulțumim Domnului pentru că investiți în generația tânără. You serve the younger generation because you serve the Lord. Voi slujiți generației mai tinere pentru că îl slujiți și pe Domnul. Please pray for the new book I have just written last week, which will be distributed by the younger generation before Christmas. Și vă rog să vă rugați și pentru noua carte pe care tocmai am terminat-o săptămâna trecută și va fi distribuită de tineri în perioada Crăciunului. I will tell you the title. Am să vă spun titlul. What would happen if he never came? Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi venit niciodată? He, it means the Lord Jesus. Și e vorba despre El, despre Domnul Iisus. And young people will take those books, thousands of them. Iar tinerii vor lua aceste cărți cu miile. And they will be sharing those books among the needy people. Le vor împărți pe la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. It's something great what young people can do. E un lucru așa de măreț în ceea ce tinerii pot să facă. Please pray for Polonia. Vă rog să vă rugați pentru Polonia. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc. So there is another question. Oh, yes. Mai este o întrebare. Dacă un frate din generația bătrână dorește să mă slujească prin mentorare, dar cu unele aspecte din slujirea lui nu sunt de acord, ce ar trebui să fac? If a brother from an older generation wants to serve me or mentor me, but I don't agree with some aspects from his servanthood, what should I do? It's difficult for me to say. I don't know. E greu pentru mine să vă dau un răspuns la întrebarea aceasta. But first of all, I think we should love this older brother. Dar cred că mai întâi trebuie să-l iubim pe fratele acesta în vârstă. And also I will check what kind of difference is between you. Și de asemenea aș verifica un picuț ce diferență e între voi. Because always there must be a reason for that. Pentru că întotdeauna există un motiv. It is true that it could be, the reason could be in the heart of the older generation. It could be the case.
s-ar putea ca motivul să fie undeva în inima generației mai în vârstă. It's very difficult to change old people. Oh, I'm sorry. It's almost impossible. E foarte greu să-i schimbi pe cei din generația în vârstă. De fapt, e aproape imposibil. But God can do that. Dar Dumnezeu poate să facă și asta. And we should pray for them. Și ar trebui să ne rugăm pentru ei. And be sure that you love them. Asigură-te că, în primul rând, iubești persoana aceasta. By loving them, you create an atmosphere of speaking the same language of love. Atunci când iubești, deja creezi o atmosferă în care se poate vorbi cu iubire. But it could be a case where somebody who is young is a little bit too proud. Dar s-ar putea să fie și cazul în care un tânăr să fie un picuț cam prea mândru. And the older generation expects you to become a little bit humble. Și în cazul acesta, cel mai în vârstă se așteaptă ca tu să te mai smerești un picuț. And always there's a way of checking ourselves. Întotdeauna să știi că există o metodă prin care te poți verifica. Perhaps the problem is in us. Poate că problema e la mine. A lack of love. Lipsește iubirea. Lack of this approach of servanthood. Lipsește această abordare în slujire. We want to be listened to, but we do not want to listen. Vrem ca noi să fim ascultați, dar noi nu vrem să ascultăm. And sometimes it's a problem of the older generation. Yes, it's true. Câteodată asta e problema generației mai în vârstă. Da, e adevărat. But sometimes it could be a problem of the younger generation. Dar câteodată e posibil ca aceasta să fie problema generației mai tinere. I think we can solve the problem by prayer. Cred că putem rezolva problema în primul rând prin rugăciune. Bringing ourselves to God. Aducându-ne pe noi înșine înaintea lui Dumnezeu. Checking how much I love others. Verificându-ne cât de mult îi iubim pe ceilalți. And checking how much I am ready to listen to the word of God. Și verificând cât de mult sunt gata să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Maybe the problem is not as big as we think. S-ar putea ca problema să nu fie chiar așa de mare pe cât ni se pare. You know, I have noticed when I was younger, I have inclination to magnify my problems. Eu am observat când eram tânăr că aveam înclinația aceasta să fac din problemele mele ceva mare, le măream parcă. And sometimes young people have this inclination. Understand. Și câteodată tinerii au inclinația aceasta, înțeleg. Yeah, this problem is difficult or impossible to solve. Problema aceasta este grea sau imposibil de rezolvat. But there is no problem which our Lord cannot solve. Dar nu există nicio problemă pe care Domnul nostru să nu poată rezolva. Pray, love. Roagă-te, iubește. And check your own heart. Și verifică inima ta. God bless you. Dumnezeu să te binecuvinteze. Acestea au fost întrebările pentru seara aceasta. Brother Czeslaw, these were the questions for tonight. So we are coming to a close. If you have some words for closing. Yes, I have. The Lord Jesus said, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples. Domnul Iisus ne-a dat porunca aceasta să ne iubim unii pe alții. Și El a spus în felul următor. If you love one another. Să ne iubim unii pe alții așa cum El ne-a iubit, pentru că dacă ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit El, atunci toți vor ști că suntem ucenicii Lui. These are the words of our Master. Acestea sunt cuvintele Domnului nostru, a Stăpânului nostru. From John's Gospel, chapter 13, and verses 35 and 34 and 35.
Sunt cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 34 și 35. Dați-mi voie să le citesc. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. And let me greet you with the words of the Apostle Paul. Și dați-mi voie să vă salut și cu cuvintele Apostolului Pavel. May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. 1 Thessalonians 3:12. Și din 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 12, spune așa: Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. God bless you, my Romanian brothers and sisters. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frații și surorile mele din România. It was a great joy and privilege to be able to talk to you. A fost o mare bucurie și un mare privilegiu ca să vă vorbesc. Mulțumesc! La revedere! Mulțumim, frate Ceslav! Mulțumim și tuturor celor ce s-au conectat și au rămas împreună cu noi până la sfârșit și vă invităm să fiți împreună cu noi și la următoarele transmisii. Frate Ceslav, vă mulțumim și ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze cu viață, cu sănătate și de-abia așteptăm să vă revedem prin România după ce se va încheia cu perioada aceasta de pandemie. Mult har și binecuvântare și noapte bună tuturor! Zaśpiewaj wdzięcznie.
Песню.